Pe 18 februarie 2015, Primăria Giurgiu a depus la Agenția pentru Protecția Mediului dosarul cu acte pentru obținerea acordului de mediu în proiectul care vizează construcția unei piste de atletism în jurul parcului de la Steaua Dunării. La dosar însă, Primăria Giurgiu nu a depus niciun document din care să reiasă că parcul va fi defrișat, așa că Agenția de Mediu, considerând că proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului, a emis clasificarea notificării în sensul că nu era nevoie de o procedură de evaluare. În luna februarie anului 2015, primăria a depus o documentație la Agenția pentru Protecția Mediului privind realizarea unui proiect care vizează amenajarea unei piste în parcul din zona Steaua Dunării. La documentația respectivă, depusă la data amintită anterior, nu se specifica nimic despre această porțiune de defrișare în ceea ce privește realizarea pistelor de alergat și a celorlalte obiective vizate prin documentație. Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, în urma analizării documentației depuse la dosar, a emis clasarea notificării, ca urmare a faptului că acest proiect nu are un impact semnificativ asupra mediului. Prin urmare, odată obținut acordul de mediu, primăria, care nu a menționat în proiect tăierea vreunui copac, s-a apucat de defrișat, iar acum parcul arată ca și șters de pe hartă. Dacă Primăria Giurgiu ar fi depus la dosar un document din care să reiasă că parcul va fi defrișat, altfel ar fi fost situația în momentul de față, în sensul că se putea impune un plan de măsuri. În condițiile în care, prin această notificare depusă la dosar, s-ar fi făcut și mențiunea referitoare la defrișarea acestei zone, existau niște măsuri compensatorii pe care noi le-am fi putut emite. Nu putem să precizăm la data la care facem acum vorbirea că le-am fi respins acest proiect, dat fiindcă face parte din dezvoltarea orașului, însă atunci lucrurile ar fi stat altfel pentru că ar fi trebuit să analizăm, în sensul că am fi știut exact pe ce porțiune se face defrișarea, ce fel de specii de copaci sunt acolo și bineînțeles că ar fi existat niște măsuri care să asigure un echilibru ecologic, așa cum de altfel se întâmplă pe toate proiectele pe care fiecare unitate administrativ-teritorială le are în vedere să dezvolte o comunitate. Acum, deși copacii din parc au dispărut, Agenția de Mediu Giurgiu nu mai poate face nimic pentru că nu are competențe, nu poate controla și nu poate sancționa pentru că și-ar depăși atribuțiile. Singura instituție care poate lua măsuri în acest caz este Garda de Mediu, care deocamdată nu a primit nicio sesizare cu privire la defrișarea parcului de la Steaua Dunării. Directorul Gărzii de Mediu Giurgiu a declarat pentru TV Giurgiu că cele semnalate de noi vor fi analizate, iar în cursul săptămânii viitoare va emite un punct de vedere oficial. Din păcate, municipiul Giurgiu, care figurează ca un oraș cu deficit de spații verzi, a mai pierdut o oază de verdeață și, indiferent de deciziile autorităților, acea zonă și-a cam pierdut numele de parc.